La Timișoara va avea loc o nouă ediție a retroparadei toamnei. Zeci de mașini de epocă, motociclete, microbuze și camioane, toate mai vechi de 30 de ani, vor fi expuse sâmbătă, 20 octombrie, în Piața Libertății. Pijuteriile pe patru roți vor putea fi admirate de pasionații de automobilism între orele 10 și 13. După expoziție, vehiculele istorice vor pleca în paradă pe principalele bulevarde ale orașului, cu destinația Muzeul Satului Bănățean de la Pădurea Verde, unde va avea loc o vizită, iar de la ora 14 se va desfășura șueta colecționarilor. Aceasta este cea de-a șaptea ediție a Retroparadei Toamnei, care se desfășoară simultan în mai multe orașe din țară. Evenimentul este organizat la Timișoara, de filiara Timiș a Retromobil Club România.